Deci, până acum 3 săptămâni, domnul Dan Barna părea că va fi cel care va intra în turul 2. Doamna Dăncilă a recuperat ceva, deci a reușit să-și mobilizeze o parte din electorat și să se stabilizeze undeva între 18 și 20%. Ca să fie clar, niciun candidat în afara domnului Iohannis nu depășește 20%. De asemenea, deci astăzi, așa cum arată rezultatele de alaltă seară, sunt doamna Dăncilă este pe locul 2. Ce este foarte interesant este scorul domnului Dan Barna, care a pornit destul de bine în campanie și acum, în urmă cu 3 săptămâni, deci înainte de scandalul Rise Project, care trebuie să fie foarte clare, nu a fost cel care a determinat căderea, Dan Barna s-a stabilizat undeva între 11 și 13%. În ultimele 5-6 zile, deci de la ultima cercetare care este de vineri seara până la cea de-a seară, cealaltă este, Dan Barna a mai recuperat undeva la 2%, deci undeva, dar nu atinge 14%. Adică 13-15%? Maxim, nu atinge 15% nicio cercetare, dar... E inclusă și diaspora în procentul aici acesta? Aici este cheia la care vreau să fac referire. Toate cercetările pe care noi le facem, și dumneavoastră aveți deseori invitat pe domnul Pieleanu și poate explice, extrem de clar, sau domnul Alin Teodorescu sau oricare altcineva dintre sociologi, nu avem inclus nici noi, nici ceilalți care sondează, care fac cercetările de piață, diaspora. În diaspora, conform estimărilor noastre, vor fi între 450.000 și 700-800.000 de votanți. La ultimele alegeri au fost 420.000. În turul 2, domnul Rareș Bogdan, nu în turul 1. Nu, mai puțin decât, gândiți-vă că pe secții de vot, 40-45% din secțiile de vot care vor fi acum, deci la europarlamentare, diaspora va avea, față de europarlamentare, diaspora va avea mai bine de mai bine de dublu secții de vot. Asta nu înseamnă neapărat că mobilizarea va fi dublă. Asta înseamnă că vor fi, în sfârșit, vor putea ca oamenii ăștia să voteze. Cei din USR Plus, conform informațiilor pe care le am din interiorul staffurilor lor, se bazează pe 300.000 de votanți. Noi, eu spun, și am spus-o și astăzi răspicat, am avut un schimb amical, prietenesc, de replici, cu prietenul meu Dan Motreanu, am spus că noi vom lua fără nicio problemă în diaspora, adică președintele Iohannis, nu noi, dar pentru președintele Iohannis, încă din primul tur, peste 50% spre 60%, fără nicio problemă. Deci cei din USR Plus se bazează, ei au luat 153.000 de voturi la alegerile parlamentare. Părerea mea este că nu vor atinge 200.000 de voturi cu Dan Barna, din contră, pentru că foarte mulți din diaspora, și vă spun un om care a fost la Paris, a fost la Londra, pleacă mâine seară la Barcelona, deci am fost în multe locuri din diaspora. Diaspora nu mai e atât de motivată pentru USR și Dan Barna, a pierdut sprijin în diaspora Dan Barna. Și le-a mai apărut un contracandidat acolo, și anume Toader Paleologu, care cred că s-ar putea să obțină în diaspora un scor pe care partidul lui Băsescu nu l-a obținut la europarlamentare. Da, partidul lui Traian Băsescu în diaspora, domnule Ursu, a luat 9,3%, un scor mai mare decât au luat oricum. Da, pe bază de moldoveni în special. Da, au luat 9,3%. Noi, cei din PNL, am luat 34%, cei din USR au luat 37%. De data asta, nu cred, așa cum arată cercetările și după ce avem noi focus grupuri și întâlniri cu oameni în diaspora, nu cred că Dan Barna va reuși să obțină toate voturile USR-ului în diaspora. Din contră, pentru că Toader Paleologu creează o mare problemă și în țară și în diaspora, în special în zona, să spunem așa, intelectualistă, student, vector de opinie în zona culturală, intelectuală, artiști, care s-au deplasat de la Dan Barna, au fost votanți USR la alegerile europarlamentare, dar s-au deplasat o parte, s-au reîntors la Klaus Iohannis, cealaltă parte s-a mutat la Toader Paleologu, preferând ca în primul tur să voteze Toader Paleologu, dar la toate întrebările ne răspund că în turul 2 aceștia se vor deplasa înapoi spre Klaus Iohannis, la fel ca în urmă cu 5 ani de zile. Este foarte interesant că, practic, e foarte interesant faptul că, practic, Klaus Iohannis, în ultima lună și jumătate, a reușit să recupereze și să spitalizeze electoratul, plus
reușește să crească ecartul. Dânsul avea, a avut permanent între 35 și 40% din votanții USR îl votau pe Klaus Iohannis. Deci aceștia nu votau cu Dan Barna. Ei bine, în momentul ăsta numărul celor care din interiorul USR, deci votanții USR la alegerile europarlamentare, spun că îl votează pe Klaus Iohannis încă din primul tur, a crescut și crește în fiecare săptămână, deci clar că nu mai reprezintă neapărat o opțiune. Așadar, dumneavoastră, PNL-ul, sunteți în echipa de campanie a președintelui Iohannis. Privind la aceste sondaje și privind cu multă atenție, cine credeți că va intra în turul 2? Eu vă spun că așa cum arată astăzi sondajele, am necunoscuta, dar pe care am explicat-o puțin, am explicitat-o puțin, diaspora, care poate să-i aducă lui Dan Barna undeva per total la 2% din totalul voturilor pe care le va lua, deci peste scorul pe care îl are în sondaje, din diaspora Dan Barna mai poate aduce maxim 2, mai poate adăuga maxim 2%. Deci dacă are 15 în sondaje, poate obține 16. Dacă are 14, poate obține 16. Deci eu cred că așa cum arată lucrurile astăzi, având în vedere că mai sunt 10 zile, dacă nu vor fi ceva lebede negre, dacă nu vor exista niște evenimente neprevăzute, Klaus Iohannis va lua fără nicio problemă peste 40%, dacă electoratul nostru se mobilizează încă din primul tur și pare foarte mobilizat, e cel mai mobilizat electorat. Deci cel mai mobilizat electorat este electoratul astăzi PNL. La alegerile parlamentare nu a fost al nostru, a fost al USR cel mai mobilizat. Astăzi este al PNL și în turul 2 depinde de ce se întâmplă, pentru că vreau să vă spun ceva. Doamna Firea, spre exemplu, i-a creat o problemă serioasă de imagine și a afectat-o pe doamna, i-a lovit-o crunt, doamna Firea cu doamna Dana Budean, crunt pe doamna Dăncilă. Deci scandalul spitalului a creat o problemă serioasă de imagine candidatului PSD. Deci dacă nu mai apar astfel de chestiuni, posibil ca Viorica Dăncilă să-și păstreze cei 18% care par de nezrucinat. Dar dacă mai apar chestiunile astea și dacă doamna Firea continuă aceeași acțiune în care practic mărește în fiecare clip această scindare și această crăpătură, posibil ca Viorica Dăncilă să fie extrem de afectată de acest scandal, pentru că deja apare în cercetare. Deci noi facem și focus grupuri, facem și catiuri pe telefon ca să vedem reacții și să știți că acest scandal i-a creat o foarte serioasă problemă.